Ce se întâmplă anul acesta la școala de vară de la Biserica Vovidenia? Este a cincea ediție, de fapt a șasea, cu anul pandemic am avut un an cu întrerupere. Sunt activități cu caracter non-formal pentru copii de școală. Vin mulți copii aici? Da, avem peste 120 de copii în 6 grupe, cu nume de sfinți, Sfântul Stelian, Sfântul Ioan, Sfântul Iosif. Cum ți se pare școala de vară? E foarte frumoasă. Ce ați făcut până acum? Ne-am jucat și astăzi am făcut o salată de fructe. Ai mai fost și în alți ani? Da. Și cum a fost? Foarte frumos. De ce ai venit la școala de vară? Am venit ca să-mi fac prieteni noi și să mă distrez împreună cu alți copii. Ție ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut când m-am jucat împreună cu un voluntar badminton. Când am fost în biserică și ne-am chinat la icoane. Și ce îți place aici? Aici îmi place că mă distrez cu copiii, nu trebuie să stăm pe telefoane, ne eliberăm mintea. Și ce ați făcut astăzi? Astăzi am făcut o salată de fructe. Astăzi ne-am jucat, am făcut încălzirea prima oară, după aia ne-am jucat un joc cu o mingiuță pentru a ne cunoaște mai bine și am făcut o salată de fructe. Avem peste 30 de voluntari și peste 30 de profesori. Îi învățăm diferite activități, desenează, o citesc, vin cu diferite caiete de acasă, ne întreabă ce nu înțeleg de la școală, diferite lecții. E o modalitate foarte bună pentru toți copiii să vină aici și să învețe lucruri noi legate de biserică, să învățăm și noi că suntem mai mari, să învățăm ce este bine, ce este rău. Da, este prima dată când fac voluntaria la copii, în special că am o grupă de 4-8 ani, mi-este foarte greu, trebuie să le explic mereu diferite lucruri. Nu prea înțeleg, dar într-un final mă înțeleg și pe mine. Sunt mulțumiți că le explic și le plac și activitățile pe care le fac. Suntem la școala de vadă din Vovidenia, unde sunt peste 120 de copii care învață și se distrează. Ce-ai făcut acolo? Am făcut un desen cu Doamne. Tu l-ai făcut? Și cine te-a ajutat? Te-a ajutat cineva? Nu. Deci l-ai făcut singur. Aici sunt câteva dintre desenele copiilor de la școala de vară de la Biserica Vovidenia. Tu ce ai desenat? Eu am desenat un vapor pe apă. Tu ce ai desenat? Eu am desenat această fetiță, doar că mai trebuie să îi lipesc ochelarii și va fi o fată cu ochelari. De unde ți-a venit ideea pentru acest desen? Ne le-a dat doamna. Ție de unde ți-a venit ideea pentru desenul pe care l-ai făcut? De la fundal. Tu ce ai desenat? Asta. Asta am desenat eu. Și pe mine. Și de unde ți-a venit ideea? De unde? De fapt, doamna ne-a dat să desenăm asta. Da, fiecare. Este foarte multă voie bună aici, în curtea bisericii. Școala de vară se desfășoară în perioada 5-30 iulie și copiii sunt foarte mulți, la fel și voluntarii.